Un nou val de explozii a lovit Libanul miercuri după amiază și a vizat în principal radiourile portabile folosite de membrii Hezbollah. Asta la o zi după ce mii de oameni au fost răniți când pagerele lor au explodat spontan într-un atac coordonat, din care se crede că vinovatul este Israelul. 20 de persoane au murit și 450 au fost rănite miercuri, iar pierderile de marți s-au soldat cu 12 decese și aproape 3000 de răniți. Iranul l-a informat pe secretarul general al Națiunilor Unite că va lua măsuri necesare pentru a răspunde la atacul care l-a rănit grav pe ambasadorul Teheranului în Liban. Discut mai multe despre acest subiect cu Florin Jipa, editor la Monitorul Apărării și Securității. Bună dimineața, Florin! Bună dimineața! Gruparea Hezbollah și Iranul știm că amenință cu acțiuni după cele două zile de atacuri în care pagerele și stațiile radio au explodat, dar și Israelul și-a mobilizat armata la granița cu Libanul. Cât de aproape suntem de un război regional? Da, suntem destul de aproape. De altfel, ministrul israelian al apărării, Yoav Gallant, a spus că armata este pregătită pentru noua fază a războiului, aceasta fiind un conflict cu Libanul. Israelul vrea să aducă înapoi cele 10.000 de israelieni care au fost evacuați din partea de nord. Gruparea Hezbollah, susținută de Iran, a lansat peste 1800 de rachete de la începutul războiului din Gaza din 7 octombrie 2023. Inclusiv premierul Netanyahu a promis că acest lucru se va termina. La începutul acestei săptămâni, Israelul și-a stabilit obiectivele pentru conflictul cu Libanul, iar principalul obiectiv este aducerea cetățenilor evacuați din zona de nord. La câteva zile au fost cele două incidente de alaltăieri și de ieri, când Hezbollah a pierdut 32 de comandanți, alți peste 3.000 au fost răniți. Am înțeles că pe lângă pagere și stații radio au explodat și alte dispozitive electronice, inclusiv telefoane și stații de încărcare cu baterii solare. În acest moment, gruparea Hezbollah a rămas fără principalul atuș, anume linia de comandă, control, comunicații. Nu mai există coordonare între structura de comandă și unitățile luptătoare. Din această cauză, Israelul a și profitat în ultimele două zile și a intensificat raidurile aeriene. Însă, ca Israelul să asigure o zonă de liniște în partea de nord, este nevoit să organizeze o intervenție terestră, spun foarte mulți specialiști militari israelieni. Am văzut în toată presa să vorbește de crearea unei zone tampon la nordul Israelului, în sudul Libanului, care, bineînțeles, va însemna o intervenție terestră. Statele Unite, Uniunea Europeană, au avertizat împotriva unei astfel de acțiuni, deoarece ar duce la escaladare, mai ales că Iranul a promis că orice intervenție terestră a Israelului în Liban va însemna și implicarea militară a Iranului. Florin, îți mulțumesc pentru informații. Mulțumesc și eu.